Oameni de milioane cu toate răpăunt la Europa FM. Premiul Cetățeanului European al anului 2020 oferit de Parlamentul European a fost câștigat de o asociație din România. Este vorba despre asociația Dăruiește Arib, care ajută copiii bolnavi de cancer să aibă parte de tratament ea a fost desemnată cetățeanul european al anului 2020. Chiar dacă vestea a venit în aprilie, în România a ajuns ceva mai greu. În afară a făcut multă vâlvă, ceea ce face de altfel omul de milioane pe care îl cunoaște mai bine astăzi la Europa FM. Este vorba despre Alina Pătrăhău, căci despre ea este vorba. Ea este omul de milioane, omul care de mai bine de 11 ani dăruiește aripi. Bun venit la Europa FM! Bun găsit! Mulțumesc de invitație! Salutări tuturor! Nici nu știu exact cum ar trebui să începem, să începem cu omul sau cu faptele omului. Și aș merge la începuturile de la Dăruiește aripi pentru că a început dintr-o observație și dintr-o implicare personală pe care ai avut-o tu, nu? Așa este, da, în 2010 am aflat de un copil bolnav de cancer, i-am obținut o second opinion din străinătate, am mutat copilul, adică am transferat copilul în străinătate pe baza formularului 112 pe care l-am obținut legal și simplu, pentru că am citit foarte bine uh, drepturile acestor copii și copilul e bine și acum, avea 2 ani, acum are 13, suntem prieteni în continuare și cu el cu mama lui. Și asta mi-a dat o mare încredere să, să urmez și, și să ajut și alți copii în continuare. Și am intrat în lumea asta, care, de unde, bineînțeles, că poți crea și poți aduce o grămadă de beneficii acestor copii, creând, practic, servicii și în așa fel încât că toți din țara noastră să aibă acces la tratamente și la servicii de calitate. Cei mai mulți, în momentul în care se sizează o problemă, se plâng de ea și eu o fac pe Facebook, pe Instagram, pe unde apucă și nu se apucă ei să fie parte din soluția pentru acea problemă. Ce a fost diferit în cazul tău? În cazul meu a fost următorul lucru diferit și mă bucur că ai pus întrebarea asta. Nu m-am apucat să caut bani, pentru că de cele mai multe ori nu banii sunt soluția, ci găsi și și găsirea uh, uh, cele mai bune soluții de tratament pentru acel copil. Și managementul acesta de caz, pe care de multe ori părinții sunt în, în acele momente, sunt destul de afectați și nu pot lua o decizie bună. Bineînțeles că nu noi putem lua decizii bune pentru copiilor, dar îi putem sfătui, le putem prezenta lucrurile simplu, le putem da informații, iar ei, ei să și le aleagă. Și atunci, pe mine, eu cred că asta este cel mai mare ajutor pe care îl putem da acestor părinți: informații reale, informații bune prezentări al une, al, al unor, ale unor situații și ei să-și aleagă. Nu neapărat. Bineînțeles că nici banii nu sunt mai prejos și, a, și a, în orice familie în care apare un diagnostic ca acesta cresc cheltuielile, dar, în primul rând, este a, găsirea unei soluții medicale pentru acel copil. Bun. Până la momentul în care organizația a fost declarată cetățeanul european al anului 2020, au fost multe proiecte și multe zbateri la mijloc. Cea mai uh, notorie faptă a voastră este crearea unui registru național. Până când se vină un ONG și să spună că este nevoie de un loc unde se adune informațiile, pare că nimeni nu a sesizat acest lucru. Ce s-a întâmplat sau cum, cum de-a ajuns un ONG să, să lucreze în această direcție și nu să o facă statul de la sine putere, pentru că pare destul de firesc? Așa este. Și noi ne-am întrebat asta, am construit secția de oncologie pediatrică de la Constanța, care sprijină toți copiii din zona de sud-est a României, este singura de acolo și are o, o funcționalitate unică, pentru că este singura secție regională, adică toți copiii care se tratează în centrele mari, unde au posibilități de diagnosticare corectă și medici care au, care au experiență în aceste tratamente, îi trimit în teritoriu și îi pot face peste 80% din tratament și monitorizarea de, din, din timpul și de după tratament în teritoriul ei sub supravegherea unui oncolog pediatru. A, văzând că tot timpul ne-am dorit să știm cât sunt, pentru că ăsta este motivul lipsei medicamentelor, ăsta este motivul pentru care secțiile sunt supraaglomerate, ne-am dorit să știm cât sunt și împreună cu Societatea Română de Oncopediatrie am, am, am încheiat un parteneriat cu ei și, practic, ei ne-au ne deschis ușile să mergem în toate centrele, cele 13 din țara asta, și am, într-o bază de date, am implicat toți medicii șef de secții din toate cele 13 secții să notifice toate cazurile de cancer diagnosticate din 2010 până în prezent. Și am reușit asta în șase luni am plătit acei oameni pentru că au făcut asta în afara serviciului lor, nu puteau să facă în timpul serviciului lor. Și iată că într-o singură bază de date există toate cazurile de copii diagnosticați cu cancer care, care merg, care sunt în evidențele celor 13 secții de oncologie pediatrică din țară. Și practic avem și noi o situație reală și o situație a incidenței și după asta, cu sprijinul Joint Research Center și cu expertiza tehnică a Joint Research Center din cadrul Comisiei Europene, am reefectuat și primul studiu de supraviețuire și pot să spun că este destul de simplu pe CNP-urile copiilor care s-au diagnosticat. Uh, Institutul de, uh, Departamentul de Biostatistică din Cluj, care deține practic uh, softul european în care se notifică toate cazurile de, de copii diagnosticați cu cancer din țara noastră, a solicitat uh, evidenței populației data deceselor acestor copii și de, așa s-a făcut uh, primul studiu de supraviețuire și pentru ascultătorii noastre mai spun, adică aș putea să spun că supraviețuirea în România în centrele de oncologie pediatrică este de 69,1%, egală cu media Europei de Est, dar cu 10% mai mică decât media Europei de Est. Practic, acest registru este baza pe care se construiește orice politică publică dintr-o țară. Este cea mai mare, este, nu știu, tezaurul și tabloul complet în care poți poți oferi servicii acestor copii dacă nu știm cât sunt, unde sunt, cu ce boli s-au diagnosticat, cum putem noi să-i ajutăm? Pentru că noi vrem să-i ajutăm pe toți, chiar pe toți. Pe scurt, înțeleg că până când să există un asemenea registru sau un asemenea demers, mergeam pe bănuiel sau pe imagini locale. Exact. Ce avea fiecare spital. Mulți copii merg în mai multe secții. Uh, mulți copii rămân în secțiile mici. Spitalele nu comunică între ele. Fiecare soft al fiecărui spital nu comunică cu celelalte. Și atunci, noi ne-am dorit pentru că copiii bolnavi de cancer obligatoriu ajung cumva într-o secție de oncologie pediatrică, indiferent că ei se tratează și în chirurgie, și în neurologie, și în orele și, și atunci e obligatoriu sunt în, în, chiar dacă au fost și o zi, chiar dacă au fost și o pe o foaie de zi, toate aceste notificări sunt, sunt, sunt menționate în registru. Sunt verificate chiar acum, anul acesta, urmează să facem un audit pe care l-am solicitat um, European National Cancer Registry și ei sunt foarte bucuroși să vină. Trebuia să facem de anul trecut, dar pandemia a împiedicat deplasarea experților de la, de la Bruxelles să vină să facă acest audit. Și abia așteptăm să-l facem pentru că este o, este o. și noi suntem curioși care este situația și sper să fie o, un raport care să evidențieze realitatea din țara noastră, pentru că doar atunci și ONG-urile care, care sprijină copiii și statul de asemenea se poate folosi de aceste cifre să, să îmbunătățească calitatea vieții și să, să ajutăm acest copii cât, cât de mult putem, pentru că asta ne dorim cu toții. Alina Pătrăhău, mă gândesc la cât de interesantă este paradigma asta. Voi vă bucurați că vine un audit de la Bruxelles, altfel statul român fuge când vine și când aude de un audit pentru că se așteaptă să găsească lucruri. Bun. Da, ne bucurăm foarte mult să aflăm care este situația. Avem o relație foarte bună cu toți acești oameni, sunt verificate oricum în, 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 în softurile spitalelor aceste informații, dar ne bucurăm de un audit profesionist și chiar suntem curioși să vedem cum este asta și toată lumea a fost de acord pentru că avem deja ok tuturor și ne bucură chestia asta. Alina Pătrăcu, cum reușești să păstrezi zâmbetul, puterea de a merge mai departe și de, de a găsi soluții, având parte de multe povești care sunt triste? Și bănuiesc că, în general, părinții, în momentul în care ajung la dăruiești arip și cer ajutorul, vin cu povești triste și încărcați de foarte, foarte multe temeri. Așa este. În primii ani. Plângeam foarte mult. Câteodată mă gândeam atunci când mâncam, dacă. Cum facem cu toții când ne, când ne impresionează un caz pe care îl vedem la televizor sau care este lângă noi. Dar uh, uh, mi-a spus un preot că uh, greutatea asta mea și mila pe care o resimt este infinit mai mică decât greutatea pe care o duce un copil și un părinte. Și să fac în așa fel să mă gândesc că dacă pot aduce. Un strop de bucurie acestor oameni să o fac și să mă bucur că, mea, că am puterea asta și că reușesc să fac asta. Și de aici nu poate să fie decât bucurie, și uite că reușesc să, să să trec peste lucrurile astea și reușesc să mă bucur că inițiativele și rezultatele proiectelor noastre ajută pe acești copii. Și asta chiar e o resimt așa, cât pot de bine. Copiii pe care i-ați ajutat. Se întorc vreodată să spună mulțumesc după ce au depășit problemele. O oh, da, o oh, da, alea sunt momentele, momentele de Paște și de Crăciun când primim tot timpul mesaje. Și acum nu știu dacă știți noi la Constanța, derulăm un pilot, mergem cu personalul medical de la oncologie pediatrică din Constanța acasă la toți copiii bolnavi care au care sunt în timpul sau între curele de chimioterapie și uh, mergem acasă pentru tratamente și pentru monitorizarea sub supravegherea medicului. Adică noi la Constanța încercăm să împărțim tot toate motivele pentru care copiii sunt obligați să vină la spital dacă vor să primească tratament, așa cum ar zice statul nostru, vrei să fie gratuit, vrei să te trafac bine, vitul la spital, nu vin eu la tine acasă. Noi încercăm să împărțim acest, acest, calup de servicii între acasă și spital. Ce se poate face la spital și ce e absolut necesar se va face la spital, dar ce se poate face acasă și aici vorbim de recoltările de analize, de curățarea camerelor, de partea terminală, de administrarea terapiei durerii. Asistentele și medicii de la noi chiar acum urmează un curs la Saint Jude și sunt absolut impresionată de ce trucuri și ce lucruri frumoase și ce fel de comunicare poate avea pentru că partea aia de Paliativă și grea pe care o ducă aceste familii, știm cu toții că în România suntem complet uh, uh, descoperiți și noi încercăm să creăm la cozata. Și asta zic uh, acest proiect ne-a dus aproape de aceste familii. Eu câteodată mai sunt mamele să întreb, ce trebui, cum poți să îmbunătățești, pentru că ăla, acolo este uh, feedbackul lor este cel care te, te face să îmbunătățești aceste servicii. Și ce să vă zic, că uh, alaltă ieri am primit, toți, uh, e, am primit o poză de la doamna doctor Apostol, cum Lizie, o fetiță de la Marie Curie, ne așteaptă în fiecare zi cu altă rochie de prințesă și cu diademă, și cu mărcele, și uh, dimineața la șase jumate, înainte când merg asistentele pe teren să, să recolteze, înainte de a veni la spital. Și cu zâmbete și e o bucurie chiar dacă ei, ei știu că au dedus acest tratament, dar faptul că merge acasă și faptul că acum se și îmbrățișează, că le-a fost foarte dor de aceste îmbrățișări, toată lumea este vaccinată, ne bucurăm că asistentele au convins foarte multe mame de vaccin și încă o bucurie pe care, uite, o zic acum în premieră și toate mamele sunt vaccinate și... Asta este o bucurie imensă pe care o resimțim și de multe ori acești copii ne trimit bilețele, inimioare, scris pe mână, scris pe uh, gipsul de la mânuță, prin mesaje. Este o mare. Nu, nu, primim mai mult decât cred că dăm și asta e o bucurie imensă. Apropo de bucurie imensă, cum ai primit vestea că sunteți declarați cetățeanul european al anului 2020? Nu deci nu mi-a venit să cred, am citit, m-am uitat, da. m-am gândit că poate e ceva, m-am gândit că poate nu știu eu să traduc foarte bine scrisoarea, că de multe ori știți, te uiți era în limba engleză. Ne-am bucurat foarte mult, iar acest premiu ne dă o dovadă de încredere, o dovadă de încredere că orice... Um, construcție de secție sau de uh, dotare de echipamente cu secții, trebuie să vină la pachet și trebuie să fie completată de îmbunătățirea serviciilor pentru acești copii. Iar premiul cetățeanului european este o dovadă că Europa și experții de acolo au evaluat acest proiect al nostru, care nu, care nu vinde, pot să zic, pentru că nu oamenii nu au donat pentru crearea acestui registru. Dar nici noi nu pot să zic că am. A fost foarte greu pentru că a trebuit să ne, să ne, să ne, ocupe, ne ocupa foarte mult timp mersul și, com, și derularea proiectului în sine și n-am avut foarte mare timp de comunicare și fundraising. Dar iată că cine trebuie să afle, află și ne bucurăm foarte mult. Nu știu cum au aflat, ne bucurăm foarte mult că ei ne-au ne găsit pe noi, ne-au. Ne -au, Identificat pe noi ca fiind câștigătorii premiului Parlamentului European, și acest, acest demers poate fi și un model și o încredere că și în alte, în alte patologii se pot crea registre, fiind primul pas ca să îi poți să îi să ajuți pe acești copii. Am primit și de la asociații care sprijină copii cu autism și de la asociații care sprijină copii cu boli cronice. Sau cu boli cardiace, să facă registre și ne-am bucurat dacă, din experiența noastră, pot exista și alte registre naționale, pentru că e, nu mai repet, e important să știm cât sunt și numai atunci putem să vedem nevoia de medicamente, nevoia de medici, nevoia de secții, de paturi, de împărțirea serviciilor, numai când știm cât sunt. Și, practic, noi avem un registru cu. Cu, cu acoperire națională și nu numai noi suntem București, dar și Europa. Pentru că la lansarea studiului național au fost, au, au fost invitați uh, experții in, uh, de la European National Cancer Registries, au venit și s-au bucurat și ei pentru că acum și Europa are, are primește date din, uh, din toate teritoriile ca să poată să, să, să genereze mai departe politici publice. Au fost mai mulți oameni care au încercat să te împiedice să faci uh, acest proiect și, în general, proiectele în ultimii 11 ani, decât cei care te-au încurajat să continui? Au fost și oameni care n-au crezut, nu o să puteți să faceți asta, n-a făcut nimeni asta niciodată. Noi avem o relație foarte bună cu toți medicii, pentru că și din 2010, de când am început tot timpul, am cerut uh, op uh, opinii în străinătate, tot. Prin acordul medicilor și atunci când în România nu se putea face, dar și atunci am întrebat și am găsit această soluție prin a plăti acești oameni ca să poată și sunt prețuri, sunt niște cheltuieli foarte mici, deci pe noi ne-a costat registru undeva la 30.000 de euro. Deci este o ca să poți să ai date din toate centrele în 2 ani. În 2 ani până când s-au făcut și mă refer și la studiul de supraviețuire, s-a lucrat foarte mult. Deci și inclusiv experți din străinătate care care au lucrat la aceste cifre și au fost oameni care nu credeau în asta. Într-adevăr, ne-am și eu când Văd așa, dar după aia am zis, bai, nu, deci trebuie să facem. Adevărul e că, uite, ne-au ajutat toți cei care ne susțin să reușim tot ce ne-am propus, iar ăsta chiar a fost un lucru care a, a mers foarte bine și toată lumea a, a dat în timp real, a completat, în timp real a notificat, am verificat și iată că avem registrul național și pe site-ul nostru pe dar și pe site-ul Societății Române de Oncohematologie Pediatrică se găsește raportul, raport pe care îl vom îmbunătăți pentru că nu este vorba numai despre incidență, de anul acesta, vom ieși cu mai multe informații privind situația oncologiei pediatrice din țara noastră, spre exemplu, care este, nu știu, care este situația pe fiecare centru, ce care na, mai multe, nu știu, nu vreau să spun acum pentru că nu știu exact care vor fi experții care vor ce date vor genera în primul rând și ur, în următoarele luni în continuare. Dăruiește aripi. Cum poate fi susținută asociația? O oh. Mulțumim de întrebare. Păi, dăruiește, Aripe, avem o campanie de SMS, avem două numere de SMS la momentul ăsta. Unul este trimițând textul DONEZ la 8845, oamenii donează 2 euro lunar și același text donez la 8864, oamenii pot dona 4 euro lunar. Pentru tratamentele la domiciliul copilor cu cancer, noi acum încercăm să creăm modelul pe care, să, care apoi să fie implementat, pentru că vrem să creăm noi acest model pentru că derulăm de 3 ani acest proiect, ne-am lovit de toate problemele care se putea lovi cineva, în 3 ani de zile le-am notat pe toate și acum cu, cu o mână de experți din țară din străinătate, cu tot ce am notat noi și toate situațiile, vor crea un document care să fie un, 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 un document de căpătâi pe care oricine îl poate, îl poate uh, adopta. Și pe lângă asta, sunt firmele cu profit care pot direcționa 20% din impozitul pe profit către Dăruiești. Noi suntem incluși în Registrul Entităților de Cult. Oamenii, uite, până pe 25 mai mai pot direcționa 2% sau 3,5% din impozitul pe venit complet în declarația 230. Se află pe site-ul nostru pe Dăruiești, un rol la secțiunea Cum poți ajuta. Îi invit pe oameni să vină să ne cunoască, să ne scrie. Numărul meu de telefon este pe site, numărul colegilor noastre este acolo, proiectele noastre sunt scrise acolo cu toate sumele pe care le alocăm acestor proiecte și uh, fără, fără implicarea celor care ne susțin și financiar și uh, empatic și uite, fără ajutorul vostru care faceți cunoscute acțiunile noastre, n-am putea să fim aici și vreau să le mulțumesc tuturor. Alina Pătrăhău, îți mulțumesc pentru că ești omul nostru de milioane la Europa FM. Oameni de milioane cu toader pe unt, la Europa FM.